înălțime aclamat îndelung de maestatea sa regele, pe mareșalul Stalin, glorioasa armată roșie, armata țării și pe marii noștri aliați. Este un instrument al partidului. Este obligată să respecte legalitatea, dar legalitatea o întoarcem cum ne convine. Sunt cuvintele lui Alexandru Drăghici, cel care a îndeplinit funcția de ministru al securității statului între 28 septembrie 1952 și 10 martie 1957. Aproape jumătate de secol, dictatorii din Kremlin și viceregii lor din țările fostului bloc sovietic au făcut tot ce le-a stat în puteri ca să-și convingă supușii că nu există deosebiri fundamentale între serviciile secrete comuniste și cele occidentale. Ei spionează, noi spionăm. Ei prind spioni, noi prindem spioni. Era o lozincă unanim acceptată de opinia publică din România. Nimic mai neadevărat. Serviciile secrete comuniste nu au fost, de fapt, niciodată adevărate organe de informații sau contrainformații. Din prima zi a creierii lor, ele au fost poliții politice ale dictatorului instalat de Kremlin. Aceasta este părerea fostului șef al spionajului românesc, care în 1978 a defectat la inamic, dereglând întregul sistem de informații al lui Nicolae Ceaușescu. Domnule profesor Cristian Troncotă, când și cum a ajuns Pacepa în serviciile secrete românești? E o problemă interesantă, întrucât din documentele publicate rezultă că Ioan Mihai Pacepa a făcut parte din primul lot de tineri intelectuali care au fost recrutați în organele de securitate începând cu 1951. Timp de 2 ani a activat într-o structură de contraspionaj economic, după care a fost transferat în Direcția de Informații Externe, o structură specializată în informații din afara spațiului românesc, practic organe de spionaj. Cel care a contribuit decisiv la transferarea lui Pacepa în aceste structuri informative externe a fost Alexandr Mihailovici Saharovski, șeful consilierilor sovietici din securitate. Acesta, sigur că nu fără interes l-a sprijinit pe Pacepa și, foarte interesant, după retragerea lui Saharovski din România, a îndeplinit o funcție foarte importantă în conducerea serviciilor externe ale KGB-ului. Practic a fost timp de 15 ani șeful PGU, directoratul 1, care se ocupa de spionajul sovietic. După o veche tradiție bolșevică, revoluția își devorează uneori fiii. Așa s-a întâmplat și cu Lucrețiu Pătrășcanu. Acesta fusese acuzat de către Gheorghiu Deci că ținuse partea regelui Mihai în momentul în care comuniștii s-au hotărât să-i retragă cetățenia română în februarie 1948. În această clădire a fost sediul Ministerului de Interne la sfârșitul anilor 50 și se aflau birourile atât ale ministrului de interne, cât și ale șefilor securității. Când și cum a fost desființat SSI-ul? SSI-ul a fost desființat în data de 2 aprilie 1951. Au fost mai multe cauze care au dus la desființarea acestei instituții. În primul rând, organele de securitate, când au fost înființate după model sovietic în 1948, nu aveau direcții de spionaj și de contraspionaj. Acestea erau activități specifice SSI-ului.
Și practic pe 2 aprilie 1951 cele două structuri de informații externe și contraspionaj au fost integrate în structurile securității. O altă cauză s-a datorat lipsei de eficiență în anchetarea grupului Pătrășcan. Anchetatorii SSI-ului au ajuns la concluzia că Pătrășcan nu a fost nici spion și nu a desfășurat nici acțiuni contrare regimului. Ori grupului Dej, Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu căutau să îl compromită pe Pătrășcanu și să îl elimine din rândul lor, pentru că era un intelectual și evident nu avea în momentul acela ce să caute la nivelul de vârf al partidului. În acest caz totul a fost un scenariu. Respectiv, timp de 6 ani cât Pătrășcanu a fost ținut în arest, s-a făcut totul ca să se găsească materiale cu privire la vinovăția lui. Deși s-a făcut totul, materiale, dovezi clare, nu am găsit în dosare, ci până la urmă s-a ajuns să se realizeze materiale contrafăcute și, așa zise, dovezi obținute prin constrângere. Iar atunci când rezulta că ar fi neapărat nevoie de confruntări cu Pătrășcanu, s-a încercat în câteva cazuri, s-a văzut că se dărâmă tot eșafodajul pus la cale și atunci s-a renunțat și la confruntări. Ar fi foarte greu să redau în câteva cuvinte toată vârșăvia care s-a realizat în acest caz. Fapt este că, în afară de unele nemulțumiri ale lui Pătrășcanu față de anumite aspecte ale politicii partidului cu care el nu era de acord, nemulțumiri ale lui cu privire la atitudinea conducerii partidului față de el și îndeosebea lui Gheorghiu Dej, el și-a dat seama că Gheorghiu Dej nu îl suportă din cauza că constituia, de fapt, un pericol pentru el să-l înlăture de la conducerea partidului. Deși Pătrășcanu nu, niciodată nu a exprimat acest lucru, dar fiind superior din multe puncte de vedere, Gheorghiu Dej a considerat că este un pericol. Care au fost adversarii principali ai regimului? În 1949, Eugen Cristescu fiind în detenție, a fost contactat de Teohari Georgescu, ministrul de interne, și chiar l-a întrebat foarte tranșant: cu cine să înceapă? Deci dușmanii de clasă trebuiesc eliminați, chiar și fizic, și cu cine să înceapă? E bine, Cristescu i-a dat la fel un răspuns foarte tranșant: cu legionari. Ei sunt cei mai periculoși, au fost periculoși și vor fi și în continuare cei mai periculoși adversari ai regimului. Caracterul neromânesc al securității, în primii ani de activitate, nu este dat de ponderea logenilor încadrați în această instituție, ci mai degrabă de importul modelului sovietic, certificat prin crime, abuzuri și atrocități care au însângerat țara. Dictatura proletariatului trebuia impusă prin teroare, iar securitatea avea sarcina, într-o primă etapă, să neutralizeze orice fel de opoziție.
brațul înarmat și sabia ascuțită a Revoluției, după modelul cecăi bolșevice, lovea din plin oriunde, oricând și în orice opozant potențial, imaginar sau declarat ca atare. În anii obsedantului deceniu, Securitatea s-a implicat în așa numitele procese revoluționare, naționalizarea economiei și colectivizarea agriculturii. S-a introdus munca forțată ca instrument de pedeapsă pentru mii de oameni acuzați de absenteism și sabotaj economic, printre care zeci de mii de țărani care se opuseseră colectivizării. Vechea elită politică trebuia exterminată, dar și reeducată. Ca atare s-a procedat la reeducarea prin tortură fizică și spălarea creierului, ca în cazul fenomenului Pitești, sau prin muncă, așa cum s-a întâmplat la Canal, unde au ajuns aproximativ 40.000 de deținuți politici. Legionarii, liberalii, țărăniștii erau ținte predilecte. De asemenea, erau urmărite cu atenție de către Securitate, depistate și lichidate, grupurile înarmate de luptători anticomuniști din munți. Practic, orice reprezentant al vechiului regim era acuzat de conspirații cu puterile occidentale, îndeosebi cu Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, în vederea răsturnării noului regim. La 17 aprilie 1952, am fost arestat pe stradă, adus cu cătușe în această clădire și, evident, cu ochelari negri, anchetat 5 zile și 4 nopți în continuu de un colonel sovietic, un ajunt care era evreu și 5 anchetatori mai mici români, între care am remarcat pentru inteligență și pentru capacitate pe viitorul general Mihail Karaman. Șocul contactului cu Securitatea a fost de obicei extrem de dur, lăsând urme adânci în sufletul și trupul victimei. Aceea zisă deceniu obsesiv sau teroarea stalinistă, mergeam pe această stradă într-o seară în activitatea mea medicală și am văzut o dubă în care se scoteau niște deținuți care țipau și erau înghiontiți și loviți de către niște ofițeri securiști și introduși pe această clădire. Și cred că această clădire era unul din multele sedii ale NKVD-ului și SSI-ului. Securitatea avea alt rang mai inferior, dar rangul superior era SSI-ul și NKVD-ul. Domnule Alexandru Serafin, ați fost urmărit de Securitate? Ați suferit din pricina Securității? N-aș putea să spun că am suferit, pentru că după înțelegerea care a fost între legionari la Caracal și între comuniști, legionarii și-au luat angajamentul că nu vor mai acționa ca pentru mișcare. Și de asemenea au cerut Partidul Comunist de atunci ca să nu participăm, să nu-i sprijinim în niciun fel pe partidele istorice. Noi, cum aveam în închisoare încă aproape 1000 de legionari de pe timpul lui Antonescu, ne-am luat acest angajament că nu vom mai duce niciun fel de activitate și vom ieși total din politică. Așa am ieșit. N-am mai făcut. Și s-au format în același timp, au fost două grupuri, unii care considerau că trebuie să activăm, pentru că vor veni americanii și că trebuie să ne găsească organizați, alții, din care făceam și o parte, era că, domnule, ne-am dat un cuvânt, trebuie să-l respectăm. Indiferent cine va veni, indiferent ce se va întâmpla, noi trebuie să ne respectăm cuvântul. În 48, când au fost acele masive arestări de legionari, ofițeri, țărăniști mai puțin și liberali, că nu prea erau prea mulți, dar grupul care, în care activasem și eu în frunte cu Radu Mironovici, Vasile Noveanu, Bideanu și așa mai, n-am fost arestați. Am fost lăsați liberi. Ceilalți au fost arestați. După 50, când n-am mai fost Nicolski, sau n-aș putea să spun, când n-am mai fost el șef al Securității, am intrat în atenția organelor de securitate.
și eram urmărit în permanență, însă fără să se ia o măsură directă împotriva mea. Și care era situația? Eram chemat la securitate, care era în Calea Victoriei, și eram întrebat în permanență ce ai mai făcut, cu cine te-ai mai întâlnit, și atunci am adoptat-o să nu mai mă întâlnesc cu nimeni decât cu rude. La securitate cum se proceda? Ți se dădeau și anumite indicații. Așa? Erai chemat, sau cel puțin eram chemat eu. Dimineața la ora 9 mă lua cineva de jos, mă lăsa într-un birou și suntem într-o ședință. Pe la ora 12 apărea respectivul colonel sau grad ce era, că toți aveau așa, nu? Și nu vă supărați că vă dăm o cafea? Da, că uite, nu... Și la ora 4 apărea respectivul cu un dosar în mână și întreba de când nu ne-am văzut noi. Păi, probabil că e notat acolo de când nu ne-am văzut. Și pe cine ați mai văzut? Sunt domnul, eu nu mi-amintesc, că eu alerg în provincie, doar spuneți-mi pe cine. Da? Și întotdeauna îmi puneau întrebări și răspundeam corect. Ai discutat ceva politic? N-am discutat. M-a întrebat ce mai fac, ce mai îmi face familia, ce mai face hotare, atâta tot. La plecare însă ce se întâmpla? Ți se dădea o hârtie și cred că am dat cel puțin 50-60 de asemenea hârtii. Subsemnatul Alexandru Serafin, mă declar că nu voi discuta cu nimeni asupra celor care am fost chestionat la securitate. În cazul în care, punctul 2, în cazul în care voi afla că se întreprinde ceva împotriva țării, împotriva regimului, împotriva, voi anunța organele de securitate. Asta ți se dădeau la, după fiecare plec. La un moment dosarul meu devenise așa de gros, n-aș putea să spun starea în care erai atunci. Că dacă te chema la 9, te ținea până la 12, la 12 apare, te lăsa într-un birou care erau două sau trei camere și la care nu venea nimeni. Un telefon care suna în permanență, dar ți era frică să nu puteai să răspundi la el și venea la ora 4 când nu știai dacă îți mai dă drumul sau nu îți mai dă drumul. Adică teroarea era așa de mare că dacă ți-ar fi cerut atunci să faci o declarație împotriva tatălui tău, sau eu cred că aș fi făcut-o. Cum poate fi caracterizat personajul Alexandru Drăghici? Alexandru Drăghici a fost un revoluționar de profesie, un aparatic, în adevărata expresie și în adevăratul înțeles al terminologiei sovietice. De altfel, Drăghici, alături de Nikolski și Pintilie, este unul din marii responsabili ai fără de legilor, abuzurilor și chiar atrocităților făcute de organele de securitate românești în anii 50. Evident, organe de securitate a căror activitate a fost supravegheată și îndrumat atent de consilierii sovietici. Din 1951, serviciile de spionaj occidentale au inițiat primele lansări de agenți parașutați pe teritoriul României. Aceste acțiuni au fost anihilate din start de către securitatea română. În acest context, se punea problema descoperirii cârtițelor comuniste infiltrate în Occident. La 14-15 februarie 1955, un grup de emigranți români din vest, conduși de Oliviu Beldeanu, au atacat legația română din Berna. Atacul s-a soldat cu moartea unei persoane, șoferul legației, devastarea birourilor și spargerea caselor de fier. Între timp, poliția elvețiană a înconjurat legația, dar nu a intervenit în forță. Grupul de atacatori a cerut guvernului român eliberarea din închisoare a unor membri ai vechii elite politice. După 42 de ore, Beldeanu și doi dintre complicii săi s-au predat poliției elvețiene. Dosarul Berna conține însă multe aspecte obscure. Domnule profesor Cristian Troncotă, care a fost adevăratul mobil al atentatului de la Berna din 14-15 februarie 1955? Grupul de atentatori conduși de Oliviu Beldeanu a acționat după un plan foarte bine pus la punct, ceea ce înseamnă că studiaseră bine atât locul cât și momentul. Spre exemplu, au exploatat un moment în care personalul legației române de la Berna era plecat. În clădire se afla doar șoferul și soția sa.
au intrat în legație, au devastat câteva camere, dar foarte interesant, au sustras din seif câteva documente foarte importante pe care le-au fotocopiat ulterior prin intermediul poliției elvețiene, care a intervenit abia după 42 de ore, documentele au fost restituite. Practic, mobilul a fost de a sustrage date din aceste documente, unde se bănuia că există suficiente date despre agenții serviciilor secrete românești care acționau în cercul de influență al puterilor occidentale și de unde cu 2-3 ani în urmă reușise să obțină informații privind misiunile grupurilor de parașutiști. Într-adevăr, în perioada 52-54, cele patru grupuri de parașutiști lansate pe teritoriul României au fost imediat arestate. De aici și suspiciunea occidentalilor că au în rândul lor surse și agenți informatori plasați de serviciile sovietice și de serviciile de securitate ale blocului estic. Serviciile românești s-au răzbunat? Serviciile de securitate românești au pus la punct un plan care viza o urmărire foarte strictă a principalilor intelectuali din diaspora occidentală, care, evident, prin acțiunile desfășurate, făceau mari bătăi de cap regimului de la București. Oliviu Beldeanu, de asemenea, după ce a fost pus în libertate, după 2 ani și jumătate, a publicat în Anglia o lucrare memorialistică pe care o elaborase în timpul detenției în Elveția și care era un atac foarte dur la adresa regimului comunist de la București. În primăvara anului 1958, Oliviu Beldeanu a fost atras în Berlinul de Vest și apoi, printr-o combinație informativă, a fost răpit, adus în Berlinul de Est și de aici transportat la București. A fost o operațiune spectaculoasă, apreciată de consilierii sovietici ca fiind prima acțiune a spionajului românesc, care a urmat strict exigențele Kremlinului. Ce s-a întâmplat cu Oliviu Beldeanu până la urmă? Oliviu Beldeanu a fost judecat de Tribunalul Militar București și condamnat la moarte. Prezidiul Marii Amnări Naționale a refuzat să-i comute pedeapsa și la începutul verii anului 1958 sentința a fost executată la penitenciarul Jilava. Oliviu Beldeanu face parte încă dintre eroii anonimi ai luptei românilor împotriva comunismului. Destinul lui de militant are o consecvență exemplară. Anul 1956 a fost unul de dezgheț pentru blocul răsăritan în contextul condamnării politicii lui Stalin de către urmașul său Hrușciov. Cel mai important moment al acestui dezgheț a fost fără îndoială Revoluția Maghiară din octombrie, condusă de Imre Nagy. În fapt, în frunte cu studențimea, poporul maghiar s-a ridicat la lupta împotriva comunismului, iar evenimentele s-au precipitat luând o turnură violentă. Grupuri compacte de tineri s-au înarmat și au arborat steagurile maghiare cu stema comunistă decupată. O parte a armatei maghiare a fraternizat cu insurgenții, exceptând câteva unități ale securității. Statul stalinist maghiar s-a prăbușit. Sub influența acestor evenimente, în România s-au desfășurat acțiuni de solidaritate cu caracter protestatar și revendicativ în principalele centre studențești. Organele de securitate au intervenit cu duritate, mai ales că în rândurile etnicilor unguri, lupta anticomunistă era dublată de manifestări antiromânești. Cum a acționat securitatea în perioada Revoluției Maghiare din 1956? Chiar din primele zile ale lunii octombrie 1956, când la Budapest au avut loc mișcări de stradă, la solicitarea consilierilor sovietici, organele de securitate românești și-au plasat ofițeri de naționalitate maghiară cu scopul de a se infiltra în rândul demonstranților și a
identifica eventualii agenții ai serviciilor de spionaj occidental. De altfel, în concepția Kremlinului, evenimentele respective au fost considerate ca fiind puse la cale în unui plan mai vast de către serviciile occidentale. Într-adevăr, istoriografia a scos recent la lumină suficiente documente și chiar foști ofițeri ai serviciilor americane au recunoscut că în acel moment existau deja planuri puse la punct privind o intervenție a americanilor în Ungaria. Era așa numitul plan Red Sox, Red Book, dar care la momentul acela, datorită conjuncturii, nu s-a putut pune în aplicare. În Statele Unite se desfășurau deja alegerile prezidențiale și evident că nimeni nu putea să riște, iar în Suez deja izraelienii pregătiseră un atac asupra Egiptului, ceea ce a tensionat foarte mult relațiile internaționale. Emil Bodnăraș, Securitatea Română, au acționat în vreun fel? Emil Bodnăraș a fost cel care a condus această operațiune specială de infiltrare a agenților români în grupurile de la Budapesta. Iar ulterior, în 22 noiembrie 1956, deja s-a aflat la Budapesta în fruntea unei delegații. Misiunea lui era de a reorganiza serviciile de securitate maghiare, întrucât acestea, la sfârșitul lui octombrie, deja fuseseră decimate în timpul evenimentelor sângeroase. Trupele de securitate maghiare deschiseseră focul fără ordin și de aici mulțimea care s-a năpustit asupra sediilor și efectiv au produs dezastre. Foarte mulți ofițeri au pierit în timpul acestor evenimente.